Locuitorii din Drobeta Turnul Severin, care optează pentru acordarea la rețeaua de gaze naturale, trebuie să depună o cerere în acest sens. În cazul asociațiilor de proprietari, administratorii vor strânge semnăturile pe care le vor înainta primăriei. De asemenea, fiecare persoană se poate adresa furnizorului local pentru a depune o cerere privind branșarea la rețeaua de gaz. Rețeaua de gaze naturale se extinde cu pași mici la Drobeta Turnul Severin, însă oamenii se pregătesc deja pentru racordare. În cazul asociațiilor de proprietari, fiecare administrator are obligația de a merge din ușă în ușă pentru a aduna semnături ce vor fi înaintate apoi primăriei. La multe asociații, aceste demersuri au fost realizate deja, iar racordarea la rețeaua de gaz reprezintă o mare dorință a severinenilor. Noi am întocmit niște tabele cu acordurile proprietarilor, constructorul având obligația să aducă la scara blocului conducta de gaz. De acolo, în ceea ce privește interiorul, atunci proprietarii trebuie să-și achite, dar până la nivelul scării, firma care construiește este obligată să facă acest lucru. Cu toate că s-a mai întâmplat și altfel, s-au luat bani. Chiar lumea, gazele fiind ieftine acum 2-3 ani, au plătit și racordarea din stradă sau de unde a fost aduse, ele. Cererile pot fi depuse și la primărie. Municipalitatea va putea să investească în ceea ce privește rețeaua de gaze naturale, fără a mai depinde de furnizorul local. Toate cererile pentru gaz trebuie depuse la operatorul care face extinderea de gaz conform contractului, adică societatea care are acel contract de ceva ani de zile și trebuie să execute aceste lucrări. Către dânsii se fac cererile, iar dânsii fac, bineînțeles, către primărie, doar solicitările pentru autorizațiile de spargere, care le-au primit întotdeauna din partea primăriei. Acum, referitor la un program cu extinderile de gaz, știți că există și o hotărâre de Consiliu Local prin care s-au aprobat niște sume în funcție de programele care vor veni în perioada următoare. Dar acest lucru nu este în acest moment, așteptăm să vină și programele noi și atunci probabil putem interveni cu bani. La acest moment, cererile depuse la primărie vor fi trimise mai departe la furnizorul de gaze naturale.